Salutare tuturor și bine să venim la un nou episod pe acest canal. Fac un nou tutorial, n-am mai făcut de ceva timp cu misiunea alea, cum să faci misiunea aia. Nu știu cum am denumit, nu mai știu, că a trecut ceva timp când n-am mai făcut un tutorial așa. Mai am o misiune să vă arăt, aia cu Drift King. Misiunea aia Drift King o faci cumva legată de misiunea aia ca să faci drift continuu, adică până la 500 așa. Dar numai trebuie să strângi punctajul, nu adică se resetează dacă ajungi la un mic punctaj. Să strângi acolo, cum și trebuie să faci cât de 1000 de kilometri de drift. E cam greu. Adică, stai să vă arăt cum am făcut eu. Așa. Adică, normal că trebuie să dați mașina ca să fac drift. Adică așa, stai. Să apară aia de supra. Uite așa, trebuie să strângi aia cât mai mult, adică, stai, cum vă spun eu, 100 de metri de drift, așa, înseamnă parcă un kilometru, vă zic eu așa, înseamnă un kilometru. Atunci când faceți voi, cred, 1000, când terminați misiunea aia cu drift continuu, e cumva 10 kilometri, dacă mă înțeles ce spun. De asta, dacă faci acelea de câteva ori, am 750 de kilometri de drift King de ala făcut. Mai am, mult nu mai am și îl termin. Faci tot așa cum v-am arătat eu, că nu e așa greu de făcut. Că na, dar va trebui o mașină de drift, vă faceți roțele pe zero. Știu că mai ai făcut un videoclip așa. Dați alea la mașină, unii. Alea atât că să o abăsă și SP-ul îi dezactivați și puteți, nu dați pe drift mod când faceți asta, puteți numai pe AVD dacă aveți roțele pe 0 făcut. Eu am, eu nu le-am pe 0, eu le-am reparat. Da, cam asta e tutorialul, mai mult n-am ce să vă spun. Sper că v-a plăcut, apăsați voi acum un butonaș nebun de like, un subscribe, un comentariu la acest videoclip. Și dacă v-a plăcut, cam așa. Sper că v-a plăcut. Da, hai că ne revedem la un nou roleplay, că urmează. Am postat azi un roleplay. Și, nu știu, mâini, cred, încă un nou roleplay cu Franco. Prinderea lui Franco, cam mi-o va dat. Hai!